Modul în care s-a desfășurat sezonul 2020-2021 cu numai 8 echipe la start și 7 runde pe afiș a născut o situație specială în seria Nord a campionatului județean. Înaintea ultimei etape, 4 echipe aveau același număr de puncte, câte 12, iar ocupanta locului 5 cu 10 puncte acumulate avea și ea șanse matematice la titlu. În funcție de rezultatele înregistrate, oricare putea deveni campioană. Se făceau calcule peste calcule la meciurile directe și golaveraj, însă, înainte de toate, victoria era prima soluție. Contabilitate Stoienești, echipament galben în aceste imagini, era prima favorită a acestor calcule la câștigarea titlului în minisezon. Însă pentru ea, meciul nu a început deloc bine. A fost 1-0 pentru echipa oaspete, Cimentul Valea Mare Pravăț, 1-1 și apoi 2-1 tot pentru oaspeți, acesta fiind și scorul pauzei. În partea a doua, după un început slab de repriză, gazdele au reglat tirul și au marcat gol după gol. Contabilitate Stoienești, Cimentul Valea Mare Pravăț s-a încheiat 5-2, o victorie clară în cele din urmă, dar nu suficientă pentru titlu, pentru că tot sâmbătă după amiază, Intera Ninoasa, ACS Bălilești a fost 5-0, Partizanul Vlădești, FC Corbi 1-5 și CS Domnești, Petrolul Hârtiești 5-3, rezultate care au făcut o campioană pe Inter Aninoasa. Jocul rezultatelor a ajutat-o așadar pe Inter Aninoasa, echipă care a câștigat categoric meciul de pe teren propriu și a beneficiat în primul rând de pasul greșit făcut de Partizanul Vlădești. Concret, pentru departajare s-a făcut un clasament în 3 între echipele din Aninoasa, Domnești și Stoienești, toate la egalitate de puncte, iar acesta arată astfel. Pe primul loc Inter Aninoasa, 3 puncte, pe locul 2 Contabilitate Stoienești, 3 puncte și pe 3 CS Domnești, de asemenea 3 puncte. Cu primul criteriu, meciurile directe se anulează ca urmare a faptului că fiecare are o victorie în fața celeilalte. În discuție a intrat golaverajul, iar cel mai bun este cel al formației din Aninoasa, 6 goluri marcate, 3 primite. Așadar, clasamentul final al sezonului 2020-2021 în seria Nord a campionatului județean arată astfel. Locul 1 și campioană Inter Aninoasa, locul 2 Contabilitate Stoienești, locul 3 CS Domnești, toate cu câte 15 puncte, urmate în ordine de Partizanul Vlădești, Petrolul Hârtiești, FC Corbi, ACS Bălilești și Cimentul Valea Mare Pravăț.